Vlad Cosma, audiat de inspecția judiciară înainte de pronunarea sentinței, voi arta cum au fost contrâni martorii. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marii dimineața la sediul inspecției judiciare pentru a depune noi documente împotriva celor patru procurori de la Dna Ploiești. Doamnele de aici vor să mi pun mai multe întrebări pentru a lămuri situația. Eu sunt pregătit, ca de obicei, cu documente. Niște documente care completează tabloul pe care l-am prezentat. Declarații ale unor persoane care au trăit niște abuzuri. Ca să se poată demonstra toate aceste abuzuri din ultimii 3-4 ani. Punct constat MC au început să se oprească aceste fenomene în județul Prahova, ceea ce este un lucru bun, a spus Vlad Cosma. Întrebat dacă are emoi cu privire la pronunarea finală din dosarul său, Vlad Cosma a declarat, orice o mare emoi, dar suntem optimiști. Cred că va fi o soluție bună. Punct acolo s-au fabricat niște probe. Se tripleau martori. Am încredere în justiție, nu am încredere în cei patru procurori de la Ploiești. Conducerea inspecției judiciare a decis sesizarea din oficiu pentru verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii privind săvârșirea sublinierei vreunei abateri disciplinare în cazul înregistrărilor prezentate de fostul deputat Vlad Cosma. Fostul deputat Vlad Cosma a depus o plângere penală împotriva patru procurori de la Dna Ploiești sublinierei, printre care Lucian Onea sublinierei Mircea Negulescu, acuzându-i de compromiterea intereselor justiției, cercetare abuziv, represiune nedreaptă sau abuz în serviciu.